Pentru doi copii de 15 ani din comuna Botoraga, plimbarea de duminică cu mopedul s-a încheiat în mod brutal. După un viraj la stânga, fără să se asigure, mopedul s-a izbit de o auto utilitară condusă de un tânăr în vârstă de 19 ani din Botoraga. Evenimentul rutier a avut loc duminică după amiază în localitatea Valea Cireșului. Echipajele de intervenție ale pompierilor au fost primele sosite la locul accidentului cu o auto specială de intervenție și o ambulanță smurt. Ieri după amiază, în jurul orei 16, pe numărul unic pentru apelul de urgență 112, pompierii militari au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe raza localității Valea Cireșului. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvatori cu auto speciale de lucru cu apă și spumă, un echipaj smurt, precum și un echipaj din cadrul serviciului de ambulanță județean. Au fost găsite două victime, doi tineri de aproximativ 16 ani, cu răni grave la nivelul membrelor inferioare, motiv pentru care, după acordarea primului ajutor, aceștia au fost transportați de urgență la spital. După asigurarea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor, cazul a rămas în atenția autorităților competente pentru cercetări. Polițiștii rutieri de la Poliția Videle, care s-au deplasat la locul accidentului, au efectuat cercetări pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs evenimentul. Cei doi copii aflați pe moped au suferit mai multe traumatisme și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Din declarațiile martorilor, minorul care conducea mopedul este cunoscut pentru viteza cu care circulă tot timpul prin localitate. Unul dintre băieți a suferit un traumatism toraco-abdominal și fractură la membrul inferior, iar celălalt, cu fractură deschisă de femur, a fost transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București.